Bună, clip nou astăzi și interesant pentru toate doamnele, domnișoarele cu aceleași probleme ca Raluca, modelul meu de astăzi. Da, este vorba despre acnee, pete de la acnee, relief inestetic pe ten și așa mai departe. Este un clip foarte personal, deoarece și eu m-am confruntat mulți ani cu aceleași probleme și astăzi vreau să vă arăt cum procedez în situația aceasta când vine vorba de machiaj. Un lucru foarte important de precizat este vizita la medicul specialist, înainte de orice. Asta pentru că acnea trebuie întâi de toate tratată și în cele din urmă acoperite petele sau pustulele temporare atunci când aveți un interviu sau un eveniment special și aveți neapărat nevoie de machiaj. Subliniez, nu este nevoie să vă machiați zilnic. În unele cazuri nu trebuie să vă machiați deloc, ci doar să respectați tratamentul prescris de dermatolog. Ce vom face astăzi este un machiaj de seară și precizez că Raluca are un tratament prescris de medic pe care îl urmează, așadar are voie să aplice ocazional machiaj. După cum ați observat, am aplicat în zona T Effaclar Duo, crema tratament de la La Roche-Posay, asta după ce am curățat foarte bine tenul. Pentru că Raluca are în zonele cu probleme roșeață, am ales să folosesc un corector verde care să corecteze aceste pete roșii. Peste care folosesc un fond de ten de la Veil în nuanța tenului. Acest brand se adresează persoanelor care se confruntă cu aceste probleme, cicatrici sau vitiligo. Textura fondului de ten este cremoasă, dar fiindcă are o acoperire foarte mare, este foarte dens. De aceea o să fie nevoie să folosiți o cantitate foarte mică pe care să o încălziți pe dorsul palmei pentru a deveni mai fluidă și mai ușor de aplicat. Nu folosiți mișcări de frecare când aplicați fondul de ten, ci mai degrabă mișcări de ușoară presare, tocmai pentru o acoperire cât mai mare și pentru a face fondul de ten să rămână în locul în care vreți să-l așezați. Pentru acoperirea cearcănelor voi folosi concealerul de la Catrice în nuanța 010 Ivory. Iar pentru o acoperire mai intensă a anumitor pete de pe ten voi folosi corectorul de la MAC în nuanța MC25. Fixez totul cu pudra de la Bourjois în nuanța Peach. Și voi începe machiajul ochilor cu un fard cremos pe care îl voi folosi ca bază în nuanța 401 de la Pupa. Aplic pe centrul pleoapei mobile pigmentul 24 de la Inglot. Din paleta de la Parisax aleg un maro cald pe care îl voi aplica în pliu și în colțul exterior. Și da, așa arată o paletă scăpată din lună în timpul machiajului.
cu un maro mai închis voi contura linia pliului și voi defini colțul exterior. Iar mai apoi voi aplica același maro pe pleoapa inferioară. Din aceeași paletă am ales nuanța aceasta de violet pe care o voi aplica în pliu pentru a contrasta puternic cu culoarea ochilor. Cu această nuanță de piersică voi estompa fardul spre arcadă. În colțul interior voi folosi pigmentul 112 din gama Stardust de la Inglot. Oh, Dumnezeule, trebuie să aveți acești pigmenți, sunt nemaipomeniți! Folosesc fardul Cinnamon din paleta de la Cargo pe pleoapa inferioară spre colțul interior. Iluminez arcada, bineînțeles, cu iluminatorul meu favorit, Merry Luminizer. Am trasat eyelinerul, am conturat sprâncenele, iar acum aplic gene false. Și iată că am ajuns la conturarea feței. Voi folosi paleta de la Freedom Makeup London în nuanța medium. Având în vedere că aveți un fond de ten foarte cremos care trebuie să rămână în locul în care l-ați fixat și să acopere petele pe care vreți să le acoperiți, ar fi bine ca mișcările pe care le faceți atunci când aplicați pudra de contur sau blush-ul să fie unele ușoare, nu de frecare și foarte rapide, tocmai pentru a lăsa fondul de ten să rămână acolo și să nu gliseze. Ca far de obraz folosesc nuanța Harmony de la MAC. Iar mai apoi iluminez pomeții cu iluminatorul de la Melchior în nuanța Summer Shine. Pe buze folosesc un combo din două creioane de la Pupa, nuanța 06 din gama Easy Liner, pe care o voi aplica pe întreaga suprafața buzelor, și nuanța 303 din gama Made to Last, pe care o voi folosi la contur. La final voi aplica pe conjunctivă un creion alb pentru a da efectul de mărire a ochilor și voi aplica rimel. Iar acesta este machiajul pe care l-am realizat astăzi pentru Raluca. Vă rog să o apreciați pentru curajul și lejeritatea cu care a apărut în fața camerei nemachiată și să îi apreciați frumusețea naturală. Și eu totodată vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul pregătit pentru voi și vă aștept data viitoare cu un nou tutorial. Vă pup, pa, pa!